la interviu la Chile, că nu știam nimic, eram de pe băncile ATU-ului, fusesem într-o asociație studențească și singurul job care l-am găsit în online la vremea era junior programmer la Kinect. M-am dus la el la interviu, le-am greșit și numele. M-a întrebat de ce ai venit să te angajezi la noi, Radio Nesu. Și eu am zis, am venit să mă angajez la Kinteco, pentru că, deci aveam emoții, nu știam de mine. Și m-am angajat, a fost un interviu, cred că a fost cel mai tare interviu din viața mea. Eram cu șeful programatorilor de pe atunci de la Kinecto, care m-a pus la, ei făceau newsletter. Nu era o agenție full interactive, erau 2004-2005 atunci, permission marketing făceau ei, în principal newsletter. Și m-a pus la un calculator cu Dreamweaver, eu nu mai folosim HTML în viața mea. Și mi-a zis, perfect, scrie un text în newsletterul ăsta, ia textul din Word, pune-l în newsletter. Și m-am uitat la Dreamweaver-ul ăla, era Macromedia Dreamweaver, vremea aia nu era toate la Adobe. Și am văzut că e ca Word și că seamănă și că poți dai copy-paste. Și am dat copy-paste, a mers, să uita la mine, nu-i venea să creadă. Ea adaugă un formular aici. M-a lăsat, eu mă uitam, nu știam de unde s-a făcut problema și am găsit insert. Insert drop-down menu. Perfect, mai jos insert form. Am dat insert form, s-a adăugat formularul. Nu-i venea să crească. Făcea cum îl faci să funcționeze? A, păi eu nu știu programare, știu doar HTML, eu doar l-am pus. M-a luat la țigară și m-a întrebat de ce vreau să învăț, de ce vreau să lucrez în online. I-a zis că e tare, i-a zis că simt că e de viitor, i-a zis că nu știu dacă programarea e exact direcția pe care vreau să merg, dacă eu nu început. Și având în vedere că e post de junior, pe câtă lume poți deranjez în agenția aia. Și mi-a zis că mă ia, că rămâne cu mine peste program, că mă învață HTML și programare, dacă eu îl ajut cu copy-paste-ul la newsletter, o muncă pe care o urăsc și în zilele noastre. Și trebuia să vin la program de dimineață, îi puneam tot conținutul din newsletter-ele care mi erau date mie să le fac, după care puneam tot conținutul din newsletter-ele lui, după care se făcea ora 6:30-7 și rămâneam cu el peste program și mă învăța HTML și programare. Am stat, cred că, 6 luni pe acolo. A fost primul meu mentor în online și a fost o chestie extraordinară, experiența de acolo. După care am zis că nu mai îmi place, că mă apuc de marketing, că învăț eu alte chestii. De atunci începusem să mă uit de cursuri specializate de online marketing și nu existau. Nici pe programare erau prea puține și prea specializate, adică învățai Java, învățai ASP, nimeni nu te învăța bazele, nimeni nu ți explica că ăsta internetul, e frumos, ia de aici și du-te. Și anii au trecut, am trecut și eu prin multe companii, prin multe agenții și l-am întâlnit pe Ionuț undeva acum 2 ani la Republica și frustrarea noastră mare de 2 ani încoace este piața de online care e mică și nu crește. Și clienții sunt proști și agențiile sunt proaste și intermediarii sunt proști și consultanții habar n-au și vor să ne ia doar banii și ce facem cu piața asta de online, uite cum e. Și ne-am gândit noi că piața de online nu o să crească decât dacă e cineva care o crește. Și piața de online nu o să crească cu forță. Exact ce povestea Doru în slide-urile lui, că în 2007 nu era nevoie de training. Nu era nevoie de training pentru că companiile nu înțelegeau și nu vreau să înțeleagă. Piața de training de un marketing online e inexistentă. Adică tot respectul pentru Doru că face ce face și că a ajuns să țină atâtea traininguri, dar cum se vindeau site-urile prin 2002-2003, așa vinzi training-ul în online acum. Într-o companie multinațională cu 2000-3000 de angajați, sunt doi care sunt poate interesați să învețe, deși lucrează zi de zi pe online. Deși sunt companii care investesc milioane de euro în online. Și au oameni de marketing care știu online la un anumit nivel și nu simt nevoia de perfecționare. Putem să zicem că e și greșeala pieței, că nu simt nevoia de perfecționare pentru că piața e la nivelul care e. Dar eu nu cred chestia asta. Și de aici a plecat școala de internet, de la visul că și dorința
piața asta poate crește. Și poate crește dacă cineva investește în ea. Școala de internet în momentul ăsta nu e în niciun caz proiectul meu și al lui Ionuț. E departe de chestia asta. Există alți traineri implicați în școala de internet pe lângă noi doi. Vrem să mai aducem traineri. Școala de internet e pentru orice expert în online în momentul ăsta, orice domeniu și-ar fi ales eu și orice nișă. Că știe affiliate marketing, că știe programare, că știe design, că știe să scrie content pentru web. Să vină acolo și să învețe pe alții să facă ce face el. Pentru că doar așa o să crească piața de online. Că e greu să vânzi training, v-am mai zis. Mă chinui de o lună de zile. Te duci în companii. Mi s-a părut fascinant, vânzând internet atâția ani, mă duceam în companie la departamentul de marketing. Nu te mai duci la marketing. Dar nici la general manager, că managerul general nu se implică în operațional. Și nu te duci nici la HR, că HR-ul nu înțelege nevoia de training de marketing online în alte departamente. Dar nu, poate până la organization development. Am aflat că există un departament de genul ăsta, care în speță nu că nu face nimic, dar nu are putere de decizie. El doar vorbește cu unul, cu altul, cu așa și face niște propuneri. Nici la HR manager, dar nici la directorul de departament, că e marketing manager, că e director de vânzări. Am descoperit că dacă vrei să vinzi training într-o companie, trebuie să-i cunoști pe toți. Dacă nu ieși cu ei la cafea, dacă nu te cunosc, dacă n-au înțeles ce faci, e ca și cum m-aș duce și aș vinde, nu știu, hârtie pentru imprimant. Să uită la tine așa. Unul chiar m-a întrebat, i-am zis că am venit aici, că uite, că training, că marketing online, că alea, că alea, că... M-a ascultat jumătate de oră și mi-a zis, deci tu ce ai zis că faci ca să văd către cine te recomand? Nu vreau să cred. Și am întrebat și eu după aia stânga-dreapta, speech-ul meu nu e atât de prost, dacă vă întrebați, în alte lucruri a funcționat, era ăla atât de nebun. Școala de internet, nu cred. M-am chinuit o lună de zile să crească cu implicarea mea și a trainerilor. Nu cred că o să funcționeze. De asta sunt astăzi aici să vă povestesc despre școala de internet. Școala de internet o să funcționeze doar dacă ne implicăm toți. Și când spun toți, mă refer la oameni din agenții, mă refer la oameni din agenții interactive sau oameni de media, de antreprenori în online, de consultanți și de oameni de marketing online din companii. Doar cu implicarea tuturor, putem să ducem visul ăsta mai departe cu piața de online care crește în România. Nevoia de specialiști se vede. Întrebați orice manager de agenție sau orice HR manager din companie și puneți-l să vă găsească, să recruteze 3 oameni buni de marketing online sau 2. N-are de unde să ia. Și la client e clar nevoie. În momentul în care, exact cum povestea Doru, trimiți un media plan și nu știe să-l citească, și de media planul ăla ține investiția companiei de 100, 200, 300 de mii de euro în online, în momentul ăla ar trebui să spui câteva întrebări ca și manager. Nu știu, n-am... Câți dintre voi lucrați în online în momentul ăsta? Super. Vreau să vă rog pe final să vă duceți acasă în seara asta, să vă relaxați, nu știu, cum vă relaxați voi mai bine și să vă gândiți la primul mentor care l-ați avut și de unde ați învățat voi online. Pentru că, cu siguranță, n-ați învățat online de la cineva. Pentru că dacă lucrați de 2-3 ani în online, de cel puțin 2-3 ani în online, pe vremea aia nimeni n-avea cine să vă înveți. Gândiți-vă cine v-a învățat, gândiți-vă cât de greu v-a fost, și gândiți-vă cât de mișto ar fi ca generațiile următoare să fie formate de voi și de noi, experții care suntem acum. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări!